Târgu Mureș este un obiectiv medical pentru orice furnizor național de servicii medicale, cu atât mai mult pentru liderul de piață MedLife. Este un oraș universitar de mare valoare și de prestigiu. Pentru piața de servicii medicale în Târgu Mureș, adică conceptul nostru integrativ, totul sub același acoperiș, prezintă toate specialitățile importante, sunt 16 specialități în hiperclinica din Târgu Mureș. Strategia noastră națională este de a merge pe pachetele de prevenție, pe ceea ce se numea abonament. Considerăm că este un mare beneficiu adus pacienților și este o șansă mare pentru prevenție, chiar la nivel național. Noi având, cred că să nu greșesc, 750.000 de clienți corporate. Știm să facem medicină de calitate și medicină cu respect față de corpul medical și pacient de peste 25 de ani. Apariția MedLife în Mureș cred că este benefică pentru tot ce înseamnă medicină în sistem privat din Târgu Mureș. Avem o echipă destul de mixtă și am încercat să facem lucrul ăsta atât la nivel de medici, unde avem cam jumătate medici specialiști, jumătate medici primari, ca și la nivel de asistente. Investiția pe care o vedeți aici reunește 12 cabinete, 16 specialități medicale. Avem o echipă de 36 de medici care s-au alăturat deja de la deschidere echipei noastre și le mulțumesc pe această cale. Târgu Mureșu și județul Mureș este în centrul țării și pot să vă spun din datele statistice ale instituției mele că adresabilitatea pacienților către Centrul Medical Târgu Mureș, ca centru universitar, este foarte mare și așteptările sunt la fel de mari. Dezvoltarea sistemului a avut în vedere nu numai dezvoltarea ofertei serviciului public, ci în primul rând creșterea rolului și importanței serviciilor private, a acestor operatori privați care pot să ofere pacientului servicii de înaltă performanță, servicii de înaltă calitate, în condiții de calitate excepțională. Fiind o investiție privată, este de admirat atât partea antreprenorială, cât și partea medicală, profesională. Pentru noi, ca și universitate și facultate de medicină, sunt convins că mulți dintre colegii noștri absolvenți ai facultății noastre vor avea șansa să lucreze împreună cu dumneavoastră. Avem un laborator de RMN, unde efectuăm RMN-uri complete, începând de la cap, trunc, coloană, torac, abdomen, pelvis, părți moi, totul cu excepția cordului, să zic. Avem un etaj întreg, chiar două etaje dedicate specialităților medicale. Avem cabinete de cardiologie, cabinete de medicină internă, gastroenterologie, pneumologie, reumatologie, alergologie, dermatologie, dermatocosmetică. Partea de medicină internă este dotată cu 5 ecografe, avem echipamente General Electric pentru cardiologie, speciale pentru cardiologie, avem alte două ecografe pe care le pot folosi atât medicii de medicină internă, gastroenterolog, endocrinolog, cât și un cabinet special pentru ecografie de părți moi. Partea de chirurgie este compusă dintr-un etaj întreg, în care avem o sală de mici intervenții care nu necesită în momentul de față internări de zi și cabinetele respective de ginecologie, de urologie, ortopedie, chirurgie generală, neurochirurgie, chirurgie plastică și reparatorie. Nu o să găsiți niciodată altceva în afară de respect la noi. Asta a fost ceea ce am crezut eu și am spus cu modestie. Nu mai pot fi modest când vorbesc de MedLife, pentru că este rezultatul muncii 8.000 de oameni, aproape 2.000 de medici. Cred că reprezentăm un 3 sau 5% din total corp medical în țară și este un efort susținut în fiecare zi și cum e foarte greu să ții standardul așa sus. Am crezut că trebuie să ajungem aici și după ce ați vorbit dumneavoastră și colegii, trebuie să ajungem și mai sus. Cred că dacă nu pui scara pe zidul care trebuie, orice pas în sus pe care îl faci, de fapt te depărtează de țintă. Și sunt convins că echipa medicală și managerială de la Târgu Mureș va reuși să pună scara pe zidul corect. Le mulțumesc și felicit. Mulțumesc tare mult!